Bună ziua, stimați telespectatori, și bun găsit la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună în studioul Capital TV. Astăzi îl avem invitat. I-a plăcut foarte tare la emisiunea trecută și a revenit. Pe domnul Mircea Neiconi, președintele PMP Hațeg. Bună ziua, domnule Neiconi. Bun venit în studioul Capital TV. De fapt, salut Mircică, ce mai faci? Servus Adi, mă bucur să fiu în fața dumneavoastră. Să zicem bine și cu gânduri mari. Doar să zicem? Păi depinde foarte mult de ce urmează. A, deci deocamdată ești bine. Deocamdată da. Deocamdată ești bine. Deocamdată ești bine. Unde e prăjitura? Prăjitura aia bună, după. N-ai ne ajut să vede nimic. Să punem 5 consilieri în Consiliul Local și vin cu prăjitura. Asta să vă ajute. O mâncăm împreună. Da, să vă, cam ieftin pentru pentru 5 consilieri. Eu n-am cum să vă ajut. Să știi că e scumpă prăjitura. Da, cam scumpă prăjitura asta. Ideea este că tu îmi spui de 5 consilieri în Consiliul Local. Cel puțin. Mare target v-ați fixat. E mare, să acolo știi. Da, merită să ne-l fixăm. Bine, acum... Și e adevărat că e o luptă complicată. Că e destul de împărțită, să zicem, piața. Și eu vreau multe, știi? Și tu da, vrei multe. Toți vrem. Da, de la voință la putință. E un pas mare. Acum, cei care vor hotărâ în cazul ăsta, aici e destul de simplu. Sunt oamenii, știi? Adică ei hotărâți dacă vă trimit acolo sau nu. Corect. Asta o să vedem după 27 septembrie. Da. Ce, cum, câți, ai unde. Dreptate, Adi. Și după aia, atunci vedem. După 25 decembrie o să vedem și trădările, cum spuneam în prima emisiune. Eu abia aștept telefonul tău. Nu prea înțeleg. A, trădări. Nu, să vedem. Da, da. Bun, un Hațeg de 5 stele ai zis tu că ți-ar plăcea să avem. Să știi că mi-ar plăcea. Sau e un vis frumos pentru care merită lupta. Așa. Ce înseamnă Hațeg de 5 stele? Ce? All inclusiv? Ce? Mai ce acolo, este? Acolo unde oamenii care conduc, și avem câteva exemple și în România, pun pasiune în ceea ce fac, sunt atenți la comunitatea lor și cum să dezvolte orașul, locurile alea înfloresc și arată mai bine. De multe ori, lucrurile de care au nevoie oamenii nu sunt foarte complicate. Dă un pic mai tare sonorul. A trebuit să... De multe ori, lucrurile de care au nevoie oamenii nu sunt foarte complicate. Stai să spun. Te stai, rog. Stai să explic. Te întreb. Nu are nicio legătură cu emisiunea. Da. M-am uitat. Că mă mai ușor pe la alții. Și l-am văzut la o emisiune pe primarul de la Boșorod. Domnul Tiberiu Cacuci. Care vorbea cu un prezentator de la un post local de televiziune și vorbea exact pe tonul ăsta. Eu vorbesc foarte stai încet. Să spun. Am probleme. Lasă-mă să-ți povestesc. Te rog. Și o să înțelegi de ce ți-am zis să dai sonorul mai tare. Și prezentatorul vorbea ceva de genul ăsta și invitatul zicea, da. Și la un moment dat am adormit. Și până m-am trezit și bă, băi, ce faceți voi aici? Că n-am înțeles. Ei, nu, vreau să... Vreau să-ți mulțumesc frumos. Așa. O începem de la început? Nu. Mergem continuăm. De aici încolo? Bineînțeles. N-o adică, să vedem. Despre ce vorbim aici? Despre Hațegul de 5 stele, da? Da. Și? Convingem. Cum arată? Sau cum aș vedea eu? Cum sau cum aș visa tu? Eu un Hațeg acum de 5 stele? Dă-mi un 3-in-1. Încerc să-ți dau un 3-in-1. Yeah. Acolo unde oamenii pun pasiune. Și mă refer la lideri, la oamenii care conduc, la oamenii care țin în frâu orașul. Acolo unde există pasiune, acolo există și înflorire și există și dezvoltare. Și cred că acolo lângă pasiune ar trebui să punem puțin accentul pe atenție la nevoile oamenilor. Unele dintre ele sunt mărunte. Am vorbit, de exemplu, într-o seară acum cu cineva și îmi zicea, domne, am... O stinghe de la o bancă din parc, unde stăteam cu drag acolo. Nu mai este. Sau o bucată de lemn dintr-o bancă din parc, unde nu mai are confortul lui. Omul care merge și se odihnește da, acolo. Are el o bancă preferată. Dau, da, ăsta e un exemplu. Așa. Un alt exemplu. Sunt oameni care plătesc mai mult decât consumă la apă. Oamenii ar trebui ajutați cumva. Păi te-și pun apometru. Păi au apometru, dar mai au și un apometru nu știu unde, mai sunt niște pierderi. Acolo am putea, ca primărie, să-i ajutăm. Să plătească omul cât consumă.
Stai că asta e ideal. Te rog. Cum adică dacă eu am 8 metri la casă și am consumat 4 metri cu mine, îmi trece și pierde? Da, da, da. Pentru că mai au pierderi prin nu știu ce subsoluri, mai au pierderi pe nu știu unde și sunt oameni în hațe care... Dacă eu am 4 metri cub pe un metru de acasă, plătesc mai mult de 4 metri cub? Da, îți mai pun și alți, metri cub dacă există pierdere la bloc. Pentru că e normal să plătească apă. Există apă metru și pe bloc. Înțelegi ce zic? Păi nu, e normal să plătesc cât unii consum. Nu au probleme, unii și-au rezolvat, și-au modificat țevile, și-au făcut treaba, dar asta e iară un exemplu. Așa. În același timp, cred că toate blocurile ar trebui să fie aranjate și izolate și făcute frumoase. Și cred că aici ar trebui să se implice primăria. Cum? Stând de vorbă cu oamenii, de exemplu, ar fi foarte fain să avem în fiecare bloc o asociație de locatari. Măcar la și există sau la trei scări. Și există și posibilitatea de a lucra cu oamenii ăștia. Hai că vă ajutăm și noi cu ceva. Pentru că ideea noastră e ca Hațegu să arate bine. E bun, oamenii nu vor să se constituie acolo din câte am înțeles eu în asociații de locatari. Eu cred că ar trebui o comunicare bună cu ei și să vadă bunăvoință din partea conducerii primăriei. Cu ce ai ajutat asociația de locatari? Păi gândește-te că sunt investiții, gândește-te că oamenii sunt reprezentați de cineva, gândește-te că problemele lor pot fi duse dacă există un om care îi reprezintă la trei scări, cum ai zis tu, îi poate reprezenta în primărie. Așa oamenii suferă fiecare cu problemioarele lor. Dar astea sunt unele aspecte. Alte aspecte, atenție care trebuie să o dăm pentru trotuare. Oamenii încep să meargă cu bicicletele acum. Uite, un exemplu din Nălaț. Avem un drum de la Hațeg la Nălaț destul de întortocheat, cu vizibilitate mică și există un mare pericol de accidente. Ale județean pe, cumva? Probabil pe județean. Așa. Nu știu. Dar, pe lângă el, ce fain ar fi să avem, domne, un trotuar, pentru că nu toți oamenii de acolo au mașini. Dacă e județean, mai nicio treabă cu asta. De ce? Pentru că e de competența Consiliului Județean. Da, și atunci ce facem? Zicem, domne, nu ne interesează, că am mai auzit în emisiunea ta. Știi ce explicație am auzit? Domne, noi nu putem să facem curat în parcări, parcările smurdare, parcările sa drumului județean. Drumurilor județean. De, de exemplu, aia de la Martin, de exemplu, aia parcările de pe drumul, de Silvaș. Silvașul aparține de Hațeg. Înțelegi? Da. Și ce problemă ar fi ca în subordinea primăriei să fie o responsabilitate, domne, de a ține curate locurile astea. Sau poți să comunici cu drumurile... Poți să comunici și cu drumurile județene și cu drumurile naționale. Nu serviciile, adică faptul că trebuie să faci curățenie acolo, să zicem, Bucura Press se duce acolo... Întrebarea este, am pasiune pentru treaba asta? Îmi pasă? Dacă îmi pasă, pot pune mâna pe telefon, pentru că e politică treaba. Așa. Și pot să-mi sun un coleg care e mai sus decât mine și să zic ajută-mă și pe mine cu treaba asta, uite cum arată lucrurile astea. Sau dăm voie să mă ocup eu de ele, dacă îmi pasă de oamenii din oraș. Da, bun, asta cu curățenia în parcă. Și gândește-te ce fain ar fi ca primăria, într-un fel sau altul, să găsească o posibilitate să facă o pistă de biciclete din Hațeg în Nălaț. Știi ce ar însemna? Oamenii ar putea veni cu bicicletele. Nu pe jos. Dar și nu în pericol de a fi. Nu vin? Păi vin, dar ești de acord cu mine că acolo e un pericol? Acum, și ce frumos ar fi, dar ce frumos ar fi. Eu nu vreau să fiu de acord cu tine. Tu nu ești de acord cu mine sau nu ești, dar gândește-te că treaba asta înseamnă o steluță în plus. Niște oameni care au un confort. Da. Și care sunt băgați în seamă. Și nu sunt chiar așa de mari sumele. Și a zis, domne, e mic bugetul. E mic, dar bugetul ăsta putem să-l folosim pentru oameni. Și fiecare bucățică din el să mai ridicăm un pic nivelul. Deci pistă de biciclete, zici tu. Da, un exemplu. Așa. Un exemplu. Parcări frumoase pe margine și mă refer între Hațeg și Nălaț, între Hațeg și Silvaș, de la Silvaș de jos, la Silvașul de sus. Așa. Uite, avem satele astea, că veni vorba de ele. Gândește-te ce frumos ar fi ca să accesăm niște fonduri și cu fondurile astea să facem și noi drumurile astea agricole. Să le asfaltăm. Păi au fost. Păi unele da, unele nu. Păi toate comunele și-au asfaltat drumurile. Unele comune, da, Hațegul nu a reușit. Păi de ce? Deci oamenii au probleme.
Păi de ce? Încheie. Păi eu ce zic? Asta deci, ar însemna 5 stele. Să fie la conducere oameni cu pasiune. Cred că versus, las că e bine așa. Cred că s-au cam dus fondurile astea cu asfaltarea drumurilor. Nu s-au dus încă. Încă mai vin fonduri europene. Da, dar nu pentru asta. Rămâne să le studiem. Da, am înțeles. Eu știu că multe comune au pus asfalt la... aproape peste tot. Îți dai seama ce confort au oamenii aia. Când merg la locul lor, drumurile agricole, știi? Da. Când merg la parcela lor, să meargă pe asfalt. Sau să vină ploaia și să nu mai poată ajunge acolo. Ce înseamnă stele? Înseamnă confort și când oamenii au probleme. Atunci când oamenii mor, au nevoie, domne, satele de o casă mortoară. Nu avem. Nici la Nălas, nici la Silvașul de Jos, nici la Silvașul de Sus. Nu aveți. Îți dai seama ce fain ar fi să fie lucrurile astea. Păi de asta zic, există interes? Nu-i chiar așa de mare lucru. Poate fi făcută și cu fonduri mai puține, dar făcută frumos. Nu, tu ai dreptate, dar vezi, acum te contrazici singur. Păi, te rog. Și de ce? Revenim dacă mă contrazic. Adică spui că... eu n-am pretenția că am dreptatea absolută. Stai să-ți explic de ce. Te rog. Îmi spui că era frumos dacă erau, era bine dacă erau, îmi spui că mulți au reușit chestiile astea, îmi spui că nu s-a făcut până acum. Da. Dar în același timp, în cealaltă emisiune, mi-ai spus că îl susții pe actualul candidat al PNL-ului. Și normal. Care va continua proiectele... asta e vorba ta. Iar... nu e a mea, e a lor. Nu e a lor. Păi ba da, e a lor. Continuă proiectele. Lor. Deci asta ar fi bine să-l întreb pe Adi. Când pe Adi să Pușcaș. Da. Să-l întreb, domne, vrei să continui ce-o fost sau vrei ceva nou? Pentru că noi, dacă vom sta la masă cu ei, ți-am spus, până când tragem linia alegerilor, nu există niciun parteneriat, vrem ca PMP-ul să aibă oameni cât de mulți și vrem ca oamenii să se uite la candidații care îi avem pe listă și la valoarea lor și la competențele lor și nu numai la ce scrie pe lista respectivă, domne, ăsta e inginer, ăsta e nu știu ce, uită-te, domne, și la rezultate, uită-te la competențele de acolo. Și dacă oamenii au încredere în echipa asta, votează-i pe oamenii de pe lista PMP-ului. Și după aceea, după ce tragem linia și avem un număr de cel puțin 5 consilieri în Consiliul Local, după aceea ne punem la masă și zicem, dragilor, vrem altfel să lucrăm. Mie știi ce mi-ar plăcea, mi-ar plăcea foarte tare să fac, dar nu știu cine ar accepta sau cine ar fi dispus la chestia asta. Mi-ar place, bine, pe lângă dezbaterile la nivel mare, la, nu știu, pentru Consiliul Județean și așa mai departe, mi-ar place ca în timpul campaniei electorale să am dezbateri inclusiv cu candidații ăștia, catindații de la orașe. Să-i aduci pe toți. Da, dar să-i pun la masă aici, unul lângă altul. Foarte fain ar fi. Și să-i aud pe fiecare, dar eu nu cred că o parte dintre ei vor accepta lucrul ăsta. Nu știu de ce. Nu ar fi rău. Deci eu unul aș fi foarte deschis să stau la masă cu reprezentant. Păi da, dar tu nu candidezi la primărie. Candidăm cu o listă de consilieri, da, care corect. Consiliul local va avea decizia orașului Mațe. Voi lansa la un moment dat provocarea asta. Vă voi lansa o individual și probabil că în timpul campaniei electorale o să o și spun. De fapt, iată, înainte de campania electorală spun, lansez în mod public posibilitatea organizării de dezbateri în timpul campaniei electorale pe postul nostru de televiziune. Dezbateri care vor fi moderate de mine și vă asigur că nu vă voi lăsa să vă faceți de cap în momentul în care o să o luați pe arătură că n-aveți drumuri de câmp asfaltate. Ia-mă și pe mine. Așa. Păi dacă dezbatere înseamnă cel puțin 2 și de la două partide diferite, da? Da. Acum, dar... cel puțin 2 e puțin dacă vrei să faci o dezbatere. Deci cel puțin 2, așa zice legea. Da. Acum pe tine și pe domnul Pușcaș nu pot să te iau că ești susținător. Da, deci că țin, țin cu el, nu, să știi. Nu, da? Ești, nu mai e dezbatere, e altceva. Da. Va intra la emisiunea electorală. Dar asta e altă poveste. Deci trebuie să iau pe cineva care e cu altă idee. Vom vedea. Hai să mergem mai departe cu hața cu asta de vorbim de stele. Știi ce înseamnă stele? Înseamnă oameni valoroși și competenți care să poată pune în practică ideea asta.
Deci dacă ne uităm atent pe listele de consilieri, pe multe dintre ele vedem oameni care știi ce urmăresc. Știi? Să apuce un post sau să-și mențină un post. Sau dacă n-au reușit să intre pe un loc călduț pe o anumită listă, au luat din vaporul care l-au avut alte bărcuțe pe care au început să navigheze. Și atunci, nu vreau să vorbesc despre asta, vreau să merg dincolo. Gândește-te ce mare lucru ar fi ca în administrația locală a Hațegului, atât în primărie, cât și în firmele sau, în sfârșit, departamentele care sunt departamentele primăriei. Am alege oamenii pe competențe, nu pe pile și nu pe lipiri de afișe și nu pe ieșiri în oraș. Îți dai seama ce ar însemna asta? Să zicem, domne, am nevoie acum de un om în poziția cutare. Nu vreau să dau nume că vor fi interpretate. Eu în firma mea am avut probleme cu rude și cu prieteni buni. Și știi de ce? Pentru că în momentul când m-am uitat la oameni, am ales să-l iau pe cel mai bun, pe cel mai competent și pe omul care cred eu că face cea mai bună treabă. Dacă treaba asta am reușit-o și în politică și am dezvoltat un fel de sentiment de proprietate. Măi, Hațegul ăsta îi orașul meu și îmi pasă de el. Îți dai seama ce înseamnă să avem oameni de genul ăsta? Și să punem oameni de calibru în posturile cheie și atunci cum va arăta orașul? Cum va arăta administrarea? Oameni de calibru. Poftim? Nu aveți. Avem, cum să nu? Dar are orașul oameni de calibru. Unde? Problema e cum îi alegi. Îi alegi că e prietenul meu? Sau că e pe lista mea, sau îl alegi pentru că e cel mai competent. Păi facem concurs. De facem la tine concurs. De pe lista, am mai zis chestia asta, nu vrea nimeni păi să da, da, asta publică. E o valoare pentru noi. Faptul că oamenii mei servesc orașul fiecare de pe poziția lui și faptul că oamenii da, ăștia care sunt competenți, asta, deci servesc sunt, orașul. Dar și normal că-s plătiți. Așa. Dar problema îi... Hai să nu-i facem martiri. Cu, dacă servesc, eu nu-i fac martiri. Dacă servesc orașul cu pasiune și asta zic eu oamenilor, uitați-vă la oamenii de pe listă. Vor servit sau nu vor servit cum trebuie? Ați fost la ei și și-au dat interesul să vă rezolve problema sau nu? No, acu, aici ar trebui să ne uităm. Da, tu ai dreptate, dar pot să fiu și eu Gigi Contra și să, te rog să zic fii, așa. Că? Cât pot vorbi și eu, e bine. La bancă, dacă ți s-a dat un credit, omoare și el un comision acolo la acordarea creditelor. Nu știu, probabil, așa. S-ar putea. Deci, asta servi... înseamnă eficiență. Dom'le, da. Dacă dai un credit, câștigi bani pentru bine, bancă. Da. Avocatul, dacă te servește, e plătit. Corect. Și un lucru normal. De acord. La fel și medicul. Așa cu cât e mai valoros și cu cât e poziția mai așa mare. Așa că, până la urmă, nu e mare scofală că te servi, că până la urmă asta învăța să facă. Da. Și da, dacă aici... nu te servește, nu câștigă. Ok. Medicul te tratează din două motive, sau cel puțin două motive. Ok. Depune un jurământ. Corect. Și e plătit pentru asta. Corect. Dacă te servește adică prost, zic plec corect, de la el, mă duc la altul. E o parte din adevăr ce îmi spui tu acum. Știu, puțin tendențios. Păi pe lângă eu vreau să fiu tendențios. Lângă asta, să... Pe lângă treaba asta, omul vede... Când cineva, când un medic își face treaba cu pasiune, când întotdeauna omul care vine la el în cabinet îi privit bine și primit bine și problemele lui îs aduse cumva prin sufletul medicului respectiv. Amândoi sau toți primesc salarul. Dar una e când își fac treaba de drag și alta e când își fac treaba hai să scap. Înțelegi ce zic? Și oamenii văd, asta zic eu, unul din cuvintele cheie la discuție, unul din cuvintele cheie la discuția noastră de astăzi este pasiune. Domne, îmi fac treaba cu pasiune? Îmi fac treaba cu drag de oamenii ăia? Sau doar îmi fac treaba ca să câștig un ban? Sau alerg ca să primesc un post, chiar dacă nu-s cel mai bun. Chiar dacă eu sunt mediocru. Bă, dar dacă am posibilitatea să urc și să ajut pe cineva care are decizia, am ajuns acolo. Și știi ce se întâmplă când ai de ales între un om valoros și un om care e la jumătatea lui? Pierde orașul, pierd oamenii. În loc să ai un oraș de 5 stele, ai un oraș bunicel sau mediocru. Hațegul, tot îmi zici de oamenii ăștia de 5 stele.
unde ai ținut, mă, ascunși până acum la Lada cu naftalină? Unde? Dacă dragă tot Adrian, sunt atât de mulți. Oamenii ăștia există și trăiesc printre noi. Întrebarea este, noi, cei ce vom avea decizia, pe cine promovăm? Nu. Eu dacă îl promovez pe omul care mi-a lipit mie afișul sau care o sta lângă mine. Pe ăștia care au fost lângă mine, pe mulți dintre ei vreau să-i țin lângă mine în continuare. Dar vrem să găsim pe cei mai buni oameni din Hațe, nu pe oamenii care sunt pilele noastre sau camarilele noastre care leargă după noi pe străzi. Scuză-mă că mă mai... Așa. Păi, na, agită-te, ai voie. Voi? Așa. Da. Am înțeles. Tu zici că 5 stele astea înseamnă pasiune și că trebuie găsiți. Trebuie găsiți sau sunt găsiți oamenii ăștia cu pasiune? Trebuie găsiți. Trebuie găsiți. Deci... În momentul când începem să conducem, dacă dă Domnul și vom fi la masa care va conduce orașul, în momentul ăla trebuie să începem să căutăm oamenii. Și să nu-i căutăm, băi, eu vreau pe omul meu că a fost cu mine acolo. Sau eu vreau să-l pun pe ăsta că îmi dă ceva mie, vițelul sau purcelul, sau miile de euro sau alte lucruri. Urâtă treabă. Dacă nu reușim să ne debarasăm de oamenii care procedează așa, care angajează pe pile sau care angajează pe bani sau care își pun oamenii și neamurile în loc să pună valorile, dacă nu reușim să-i aruncăm afară din politica românească, nu reușim veci să avem un oraș de 5 stele unde să zică lumea, wow, am fost la Hațe, cum arată? Cum arată străzile? Cum arată curățenia? Cum arată blocurile? Nu. No. Și dacă te întreb ce te-am întrebat tot în prima emisiune. Te rog. Dacă după ce te pui la masa aia de care povestești tu că va conduce orașul și nu iasă. Și nu iasă. Ce faci? Zici pas? Eu continui să caut o posibilitate de a mă pune la masa aia și la a rezolva problema orașului. Dacă. Sunt mulți de dacă. Așa. Deci noi intrăm în lupta asta să câștigăm. Cu limitările care le avem. Și dacă nu, normal, că ne uităm. Dom'le, ce s-a întâmplat aici? Cum facem să schimbăm lucrurile astea? Știi ce cred eu? Că de data asta, șansele sunt mai mari ca data trecută. Să reușim să conducem orașul frumos. Știi ce ar trebui să facem pentru asta? Ce? Să nu mai avem, să luptăm în așa fel încât în Consiliul Local să fie o primenire. Să nu mai fie oamenii care au fost dacă nu ne place ce au fost. Așa. Înțelegi? Și să demonstrăm că o altă echipă poate conduce altfel. Și merită chiar riscul ăsta. Să zici, domne, s-ar putea să nu iasă. Merită riscul. Am înțeles. Dar ia zi-mi și mie, ce v-a apucat pe toți creștinii ăștia neoprotestanți candidaturi? V-au apucat pe toți candidaturile. Cum se îmbină creștinismul neoprotestant cu politica? Nu prea sunt în deci contextul ăsta să știu. Da, tu la baptist, la Hațec, tu baptist pe listă de consilier, dar nu vrei la primar de nicio culoare. Te-am înțeles. Da. Domnul Viorel Demian, penticostal la ALDE, tot așa, consilier cu sprijin, viceprimar. Da. Mai nou, domnul Solomon Buzducea, fost coleg cu tine actualmente. Da, pe lista de consilieri. Pe lista de consilieri. Ok. O grămadă, din nou, de creștini neoprotestanți pe listele de consilieri. Sunt câțiva, dar nu mulți. Dacă e eu sincer, nu să fiu peorativ. Uită-te, nu, dar uită-te pe lista mea și o să vezi că în, cel puțin în primele 10, în locurile eligibile, nu știu dacă am 3. Nu știu dacă am 3 oameni. Ar trebui să mă uit, să o iau la rând. Că nu m-am gândit niciodată în felul ăsta. Trei care sunt din aceeași biserică cu tine sau cum? Da. Deci nu mă gândesc. Uită-te la primii oameni. La primii 5 pe care eu îi propun în Consiliu. Deci, îl am pe Bogdan. Care, cred că e greco-catolic, Bogdan Băra, avocat. O am pe doamna Anca Ana Dregoiesc, care e medic, care e ortodox. La fel, îl am pe Alex Pavel, care e ortodox.
nici nu țin la o, bun, întrebarea... o anumită religie. Da, știi care e diferența? Aș vrea să văd strig la lista ta. Eu aș vrea să văd că ce i-a apucat pe ei, da, treaba lor. Nici hartul. Nu mă identific cu fiecare dintre ei. Cu unii zic ok, e treabă faină, cu alții mă, nu-mi place lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că eu îi judec... Dar l-ai cam supărat pe domnul... Eu nu judec după... Eu l-am supărat. Păi așa părea în emisiunea trecută. Păi da, probabil că au vorbit 10 minute sau 15 despre mine, dar nu neapărat de rău, nici n-am înțeles prea mult. Mai un zâmbet din ăla. Nici n-am înțeles prea mult ce a vrut să zică despre mine. Tot vrea să că fie mă drăguț, susține, că dar nu e mai malefic un pic. Mă susține, nu mă susține. Nu, n-aș vrea să folosim cuvântul malefic. Să știi că eu respect pe Gelu. Așa. Dar dacă ar fi să-i spun ceva acum, ar fi Gelu, cred că e momentul să faci un pas înapoi de data asta. Da, de ce? Să lase pe alții să demonstreze ce se poate întâmpla. Sau... Păi, alegi, zice că a avut spun. Un... Știi ce zice, cred eu? Stai să spun, că da, nu mă transform în avocatul lui Gelu. Dar dacă tot duc vorba de la unul la altul, da, și cu siguranță te uita și tu la emisiune, tu îi zici să fac un pas înapoi, dar omul zicea în emisiunea că, domnule, eu am fost la București pentru proiecte, o parte dintre proiecte mi se datorează și mie și așa mai departe. Adică, de ce să facă pasul înapoi? Bine, să nu facă pasul înapoi. Nu, dar acum ceva aștia contrazici. Da, nu mă contrazic, revin. Și așa, știi ce spun? Că oricum, ori zic eu fă pasul înapoi, ori nu-l face. Deci mie nu mi-a plăcut când Gelu a intrat la ALDE. Nu-mi place partidul ăsta. Ăsta e un partid care a mers în toate direcțiile. Și cred că asta e o greșeală. Și cred că Hatzegul va avea grijă de greșeala asta. Și acum e o demonstrație. Și la domnul Gelu, care e de zeci de ani în administrație, și la domnul Mariș, acum vor arăta valoarea care au demonstrat-o. Pentru că ei notorietatea o au și acum orașul va alege sau nu persoanele Mariș respective. Mariș nici nu intră în ecuație. El e consilier independent. Păi de ce nu intră în ecuație? Păi ce are Mariș cu partidul? Păi acum nu vorbim de partid. Acum vorbim de oamenii care au o anumită notorietate în administrație și care nu mai au partidele mari care îi duc pe val. Acum vom vedea valoarea lor aici. Și valoarea istoriei care au avut-o în orașul Hatzeg. Și dacă oamenii sunt mulțumiți, foarte bine, vom vedea rezultate frumoase. Dar eu zic că n-are rost să discutăm treaba asta până când tragem linia. Hai să tragem o mică linie acum și să luăm câteva momente de publicitate după care deja să revenim. Deja am ajuns la jumătate?